Bun, colegi, vă mai aduceți aminte cum a fost modificat atât codul VAMAL, codul fiscal, pentru a putea permite în plenul, deci pentru a putea permite în zonă să construiască în benzinărie și acele modificări care au fost propuse practic nu au fost expuse unei expertize anticorupție și totodată exista avizul pozitiv a Guvernului. Dar mai târziu am văzut că acea lege a fost promulgată și de președinte, a spus că nu a citit bine, că va întoarce înapoi acel proiect de lege. Dar cel mai interesant lucru este că aceste modificări care au fost făcute atunci de către fostul Parlament, a fost odată un cetățean, care nu știu de ce, el nu este în plenul Parlamentului, Ilan Șor, a făcut omul un autodenunț pe alt cetățean, Vlad Filat. Dacă vă aduceți aminte... Deci, există un episod în toate acel denunțe în care spune că cetățeanul uh, uh, Șor ar, ar fi dorit să-l corupă pe cetățean sau l-a pe cetățeanul Filat în vederea obținerea unui dividend uh, dividende economice prin uh, permis uh, de a avea permisiunea să construiască în, în zonele de benzinării. Pentru aceasta uh, cineva răspunde, însă întrebarea este de ce? Atunci când nu exista avizul pozitiv al Guvernului. S-a mers așa galopant, în Parlament, repijor. s a votat acele modificări la legislație. Și pot să vă dau câteva uh, uh, precizări. Deci un alt fapt care a avut loc atunci când s-a modificat uh, legislația este că Pavel Filip, atunci, în funcție de prim-ministru, conștientiza că uh, deci nu sunt uh, acele modificări tocmai uh, legii și atunci când s-a examinat în mod prioritar mai multe proiecte de lege privind completarea unor acte legislative prin hotărâri de guvern, unde omul înaintat și 41 de pagini privind modificarea, deci nu a existat nicio propunere inclusă, nu există nicio propunere pentru modificarea articolului din codul fiscal care reglementează activitățile magazinelor duty free. Deci, practic, acele modificări sunt anticonstituționale. Da, și fac trimitere la articolul 131 din Constituție, unde se spune foarte clar, dacă există sau lipsa, abu, lipsa avizului pozitiv a Guvernului, așa conform articolul 131 care se referă la Constituție, deci la bugetul public național, că orice propunere legislativă fără aviz este ilegală. Acum eu închei din acele ce aici privește legislația. Trebarea este alta. Deci împreună cu deputatul Tudor Deliu, am făcut o sesizare la Curtea Constituțională. Legea spune că în maxim șase luni de zile, Curtea Constituțională urma să ia o decizie. Sunt sau nu sunt acele modificări conform Constituției. A trecut 8 sau șapte luni și ceva. Deci, acum întrebarea este că Curtea Constituțională, când este necesar să uite la televizor, repijor, și ia o decizie. Da, fără să existe pe hârtie. În cazul când face o sesizare, Curtea Constituțională nu ia nicio decizie. Asta e șase, șapte luni de zile. Și noi vorbim de instituții de drept. Deci, cazul sau modificările care au fost făcute atunci, deci au fost făcute modificări cu un obiectiv foarte clar. De a acorda cetățeanului ușor priorități, sau în ceea ce privește în interese economice, de către un alt cetățean, Vlad Plohotniu, care tot nu este în sală. Asta a fost plata pentru care cetățeanul Șor, da, mai departe, i-a acordat susținere politică și urmați să acorde susținere politică în Parlament. Că altfel nu pot explica de ce cineva răspunde penal în Parlament doar pentru intenția ca să, ca să facă aceste modificări. Iar cineva care propriu zis pentru un deputat neafiliat aici într-un colț, că vorba ce candidatul vostru, deputatul nostru, da, s-a mers și a făcut aceste modificări ca să nu iasă de la cine trebuie și cum trebuie. De deci, ce? Noi trebuie să realizăm aceste modificări pentru a nu, fiindcă ele sunt neconstituționale, până la moment Curtea Constituțională nu s-a expus, chiar dacă a trecut și termenul de expunere, dar totodată eu aș și e, procuratura ca să ia în calcul să întrebe pe unii sau să ia la puricat să vadă cum unii pentru așa ceva fac pușcării, da? iar alții să prindă libertate și să ceră zile politice. Mersi mult!